Salut și bine v-am găsit la un nou episod pe GTA Online. Stai și împreună cu Pisica? Bună! Cu Remus! Salut! Cu Focaru! Salut! Și cu Luca Covrigu! Salut! Și astăzi, oameni buni, avem ceva foarte special pentru voi, pentru că urmează să-i dăm foarte multe pedepse lui Luca Covrig. Da, a venit momentul să se întâmple și chestia asta. Eu cred că merită, ok? Așa că fiți atenți. Vreau ca voi în comentarii, în acest moment, să lăsați pedepse. Să vedem dacă una dintre pedepsele voastre ajunge în acest episod. Și de asemenea, vreau să apăsați pe butonașul de like. Da? Câte like-uri sunt la episodul de azi special? 10.000 de like-uri. 13.333. No. Câte? 20.000 de like-uri. Mamă, 20.000 de like-uri. Deci fiți atenți, fiți atenți. 20.000 de like-uri. Fiți atenți. Vreau ca voi să-i dați o pedeapsă prin apăsarea butonului de like. Ok? Deci fiți atenți. Wow. În momentul în care voi veți apăsa pe butonașul de like, Luca Covrig trebuie să vină cu mine în mașina aceasta. Toată lumea pregătită să apese pe butonașul de like? Hai să vedem. 3, 2, 1 și like! Pedeapsa a început. Pedeapsa lui Luca Covrig este chiar acum în desfășurare. Fiți atenți. Nu știu, ia să vedem unde te duc. Aceasta este pedeapsa ta, Luca Covrig, și du-te! Bine! Stați aici pe fază să vedeți care e trebușoara și ce urmează să se întâmple. O să avem niște pedepse foarte interesante pentru el și niște challenge-uri pe care va trebui să le urmeze. Dar înainte de asta vreau ca Remus să mă ducă puțin până la mașina mea. Pentru că mi-a luat o mașină din noul update. Și ce că mașina asta se face destul de șmecheră, ok? Deci că se face destul de șmecheră. Nu știu dacă e chiar așa. Să vreau și eu să vin. Păi o să vii și tu cu mine dacă vrei. Vedeam să nu vii. Hai să vezi. În mașină două blocuri s-au dus. Hai să vezi. Deci fii atent, următoarea pedeapsă e să vii cu mine mașină chiar în acest moment. Stai așa că te iau chiar acum. Gata, a intrat în mașină. Și mergem la tunat această mașină. Momu, mafioți. Deci fiți atenți, fiți atenți. Următoarea pedeapsă pentru domnul... Următoarea pedeapsă pentru domnul Luca Covrigu, da, va fi în felul următor, ok? El acum vine la tunat mașina, dar pedeapsa este să... Se arunce din mașină! Aruncă-te! Chiar aruncă-te în acest moment! Acum! Dă-i să ieși! Pe sub roți! A trecut bucar peste el! Ok, trebuie să intri înapoi, trebuie să intri înapoi. What? A fost foarte bună. Ok, nu știu, e, nu știu ce s-a întâmplat. Mi-e frică de voi. Nu știu ce s-a întâmplat, dar... Dar nu se închide ușa asta. Nu se mai închide ușa, s-a stricat ușa. Păi da, mai există? Toată lumea mă împinge. Ok, următoarea pedeapsă este să te dai jos din mașină, dă-te jos din mașină și bate astronautul ăsta, bate-l. Cu pumnul? Da. Du-te și bate, te bați cu un astronaut. Așa, te bați cu astronautul, ia uite-o. Așa, vino repede în mașină acum, iarăși, vino repede. Hai, urcă-te. Păi foarte bine că te-a luat, așa meriți. Își face treaba. Hai să mergi, ia uite-i, bă. Ia uite, bă, ce faci ăsta. Drumul nostru către tuning. Fac o magie. Ei face o magie, nu văd nicio magie. Oleu, Doamne ferește. Nu mai e poliție. Dacă vrei să mă scapi de poliție. Vai de capul meu. Așa, bun, deci noi trebuie să mergem la tuning, pentru că... Sunt la Lester? Poți să sun la Lester dacă vrei, eu nu știu dacă mai am pe Lester acum disponibil. Gata, am scăpat. Bun, trebuie să mergem să tunăm mașina și în momentul de față, următoarea pedeapsă va începe pentru Luca Covrigu, da? Fiți atenți. Deci mergem acum așa frumos, bam. Hai să vedem unde este tuning. Tuning este un pic mai în față. Și tu ai zis, Luca Covrig, că vrei să tunezi mașina cu mine, da? Să vezi cum o tunezi, da? Da. Ok. E bine, pedeapsa e să nu. E bine, pedeapsa o să te vezi. Pedeapsa e să te dai jos în mașină înainte să intru. Pedeapsa este să te dai jos din mașină. Nu cred. Ba da, dă-te jos din mașină. Nu mă dau. Dă-te jos, asta e pedeapsa. Asta trebuie să spui un secret din viața ta. Deci fii atent, dacă nu respecti pedeapsa, trebuie să spui un secret foarte, foarte mare din viața ta. Da. Mamă! Deci, nu știu ce să zic. Poți să zici și secretul, dacă nu-ți convine pedeapsa, zici secretul, sau nu. Adică, nu știu, ce variantă vrei tu. Băi, mașina mea e aici, de aici. Okay. De aici să intri. Stai că tu ne ieși eu repede mașina asta și pe aia continuăm cu pedepsele. Pentru că vreau să văd cum arată, ci că e nu acum apărută și ci că se tunează bine. Mă arată drăguț mașina, mi-aș fi luat-o și eu dacă aveam bani. Grila din față, wow, ce chestii poți să pui. Interesant. Chiar mișto ce tuning poți să faci pe ea. Poți să-i pui scară.
Oare vă puteți urca pe scară? Da. Ar fi interesant să mergem toți. Pe munte. Da, e chiar curios dacă merge să urcați toți în mașina asta, pentru că practic avem locuri, nu? Adică ar trebui să fie pentru toată lumea. Da, cred că da. Merge. Chiar ar fi foarte, foarte tare. Dar hai să vedem dacă reușim. Bă, ce ciudățenii de delivery-uri. Cum? Mi-a scăpat piciorul. Nu prea îmi plac livery-urile astea foarte mult. Poate doar ăsta așa, să zicem. Oglinzi, mamă, ce oglinzi sunt astea, mă. Oglinzi gigante. Plate pe spate, așa. Respray, primary color, hai să facem altă culoare. Oh, poate partea de sus neagră. Și partea de jos... Nu mai dați cu mașina în mine. Bă, arată bine, arată bine așa. Bright orange. Bun. Hai să vedem, roof accessories. Mamă, câte chestii poți să pui pe ea. Plăci de surf. Bagaje. Ia stai că le pun pe astea, uite așa. Se potrivesc. Bun. Și mai vreau să mai pun încă ceva. Ia să vedem dacă mai trebuie să mai... A, pot să o fac de lemn. Stați așa că vin. Plastic roof. Să fie de plastic. Nu știu de ce ai vrea chestia asta, dar... am făcut și asta. Suspensia o facem așa. Sunshades. Arată bine rău de tot. Parasolar. Da, chiar arată șmecher. Adică se tunează mișto rău de tot și... Bine, costă și destul de mult, n-am ce să comentez, adică chiar costă. Doamne, și eu cum mai ies de aici? Ok. Nu știu ce faceți voi acolo, dar... Deci, eu nu mai pot să-mi comand mașină. Gata, timp de 30 de secunde. Am tunat-o, ia uite-o. A? Wow! Da, uitați-vă cât de lăsată e! Stai să urc pe scară, stai să urc pe scară. Uite, crezi că poți să urci pe scara aia din spate? Ia, ai toată lumea în mașina asta. Hai, că ai urcat pe scară. Încercați să vă urcați toți în mașină, să vedeți dacă merge. Ține F lung. Da, ia, țineți lung, F. A urcat deja. Ok. Cred că nu mai are loc. Nu, stai, că mă urc acum. Gata. Ok. Ia uite, băi, el e pe placa de surf. Bă, între mine și pisica mai e un loc. S-a dus pe spate. Deci între mine și pisica mai e un loc la mijloc. Da, mai e un loc. Păi ia, încearcă să-ți ia apăsat pe F să vezi dacă merge. Merge. Afară din mașină. Gata, m-a reușit. Băi, gata că nu vă mai apă niciunul. Bun, hai să mergem. Și fiți atenți, o să trebuiască să mergeți după mine. Pentru că avem un loc special unde să facem următoarea pedeapsă, ok? Ok. Deci trebuie să vă țineți după mine, să veniți după mine, da? Hai să vedem. Ia să vedem, domnule Luca Covrigu. Challenge-ul tău și pedeapsa este să mergi pe contrasens chiar în acest moment. Nu știu pe unde, acum, chiar acum trebuie să te duci. Acum. Dar stai mai încet, că eu nu te prind cu mașina asta. Nici nu te văd măcar. Da, e în urmă. Deci trebuie să mergi mai încet puțin. Mai încet, nu. Dacă merg pe margine... Ia uite-o. Deci, pedeapsa este să intri în toate mașinile. De pe contrasens. Așa. Așa. Să le ciocnești pe toate. Să le ciocnești pe toate. Așa. Ai ratat una roșie. Ai ratat mai multe. Da. Să nu se mai întâmple. Mamă. Așa, da. Bravo, așa. Vine direct în mine. Bun. Așa, bun. Bravo. Până iasă fum din mașină. Da. Gata, te poți opri, gata, te poți opri. Stai. Gata, tot pe contrasens merg? Ia oprește-te. Ia, stai că ți-a dat pedeapsă. Fii atent ce pedeapsă îți dau, ia stai, Max. Ia. Stai că îi dă pedeapsă, acum nu știu ce pedeapsă îi dă. Ia. Dar nu cred, dacă are bulete. E tunat. Ce, frate? Deci fie... Eu am bani, gen. Ce? Are bani! Păi da, păi uite, văd că are Jordan pe mașină, adică... Nu se joacă. Ia să vedem pedeapsa. Bă, mi-a venit mie o idee acum, dar stai să vedem ce idee. Hai să vedem, dacă te bușești... Nu mai da, frate, dacă te bușești, stai pe loc! Explodezi! Exact. Nu, dar pune-i pe bot, pune-i pe bot. Trebuia să-i pui pe bot. Stai că pun și pe bot. Pe botul mașinii. De fapt, pune și C4 pe mine. Nu, lasă așa, intră în mașină. Gata. Și acum fii atent, trebuie să mergi pe contrasens, dar fără să te bușești. Dacă te-ai bușit de o mașină, ai făcut pop. Ok. Dar să nu mergi tare, mergi încet ca să te vedem. Deci trebuie să eviți toate mașinile, toate.
Să nu te bușești de nici măcar una. Dreapta, prin dreapta, nu pe acolo. Nici măcar de una singură să te bușești. Prin dreapta. Ai grijă, ai grijă. Ai grijă, ai grijă, ai grijă. Aoleu. Aoleu. Bă. Ai grijă. Liber, bubuim și noi. Păi nu cred că bubuim, că suntem pe partea cealaltă. Să stai mai încet, că noi nu te prindem cu mașina asta. Trebuie să schimb mașina neapărat, că e foarte înceată. Da. O să schimbăm, după challenge-ul ăsta, o să schimbăm și noi mașina. S-a zis cu tine. Cam atâta a fost cu domnul Luca Covrigu. Trebuie să schimbăm și noi mașina și pe asta venim cu următorul challenge sau următoarea pedeapsă pentru el. Hai să vă văd în elicopter de data aceasta, pentru că următoarea pedeapsă va fi un piculeț mai diferită față de ce am avut până în acest moment. Așa, stai! Deci toată lumea să se urce în elicopter. Bine, în afară de focar, pentru că nu mai avem loc pentru organizație, dar are și el elicopterul lui. Da. Deci sunteți toți, da? Da. Da, da. Bun, hai să mergem, să vedeți ce frumos vă dau cu elicopterul. Păi stai să vezi, stai așa că o să fie. Păi vreau și eu să știu. Fii atent că o să fie challenge, dar trebuie să ai răbdare, că altfel n-ai cum. Adică o să vezi tu cât de șmecher o să fie. Mai întâi trebuie să ajungem în zona de oraș, ok? Deci okay. Mai întâi avem treabă în oraș. Aici o să fie o șmecherie pe care o să trebuiască să o faci pentru că asta o să fie pedeapsă. Dar dacă tu nu vrei să faci acea pedeapsă, poți să refuzi, dar trebuie să zici un secret foarte mare din viața ta. Prefer să o fac. Aha, ok. Deci ai niște secrete foarte, foarte mari și ascunse, să înțeleg. Da. Ok, am înțeles. A, schimba și subiectul acum, gata, ne-am prins. Bun. El e șmecher. Stai să vedem, deci căutăm o piscină. Nu știu dacă v-ați prins deja despre ce este vorba. Eu m-am prins de când am urcat. Nu știu dacă v-ați prins despre ce este vorba, însă... Mai sus, aici, mai în față. A, o văd deja, o văd, o vedeți și voi iluminată. Stați așa că trebuie să ne ridicăm foarte sus. Du-te sus că... Deci fiți atenți. Pedeapsa, pedeapsa va fi ca tu să te arunci direct în piscină, dar tocmai din elicopter. Și o să fac și eu pedeapsa asta, că e pare distractivă. Aoleu, trebuie să vă gândiți. Chiar vreau să văd dacă îi numeresc piscina. Hai, pedeapsa începe chiar în acest moment. Hai să te văd. Lasă-l pe el mai întâi și acum mă duc și eu. Bun. Ia să vedem. Dacă nimerești, direct în piscină. Ai căzut în piscină, dar a murit. Ok. Băi, important e că a nimerit piscina. Bă, a nimerit piscina. Stai să văd dacă eu nimeresc piscina, nu știu dacă o nimeresc. Dar o să dau parașutul exact înainte să aterizez. Nu, eu n-am dat. Dar tu nu ești pedepsit. Eu nu sunt pedepsit, eu am voie să dau parașutul, am voie să fac ce vreau eu. Eu nu sunt pedepsit. Păi da. Doar cel care este pedepsit trebuie să urmeze exact instrucțiunile. Dar cel care nu este pedepsit nu trebuie. Bun, ia să vedem. Următoarea pedeapsă este ca Luca Covrig să ne dea toți banii din contul lui. Stai să mă uit. Nu funcționează. Am 5 lei. 5 lei? Mamă, 5 lei? Pe ce ne cumpărăm cu 5 lei? Și să facem cu 5 lei? Mai mare comisionul. Bă, hai că mă aștept doar la mai mult, nu 5 lei. Bun, hai să facem rost de mașină și începem cu următoarea pedeapsă pentru tine specială. Hai, sunteți pregătiți toți? Da. Ia să vedem. Hai să vin și eu. Cine vrea să vină cu mine în insurgent? Mamă, stai ce-a pregătit. Avem, nu știu dacă... Focarul nu are voie, stai. Păi da. Un singur loc mai avem. E focarul pedepsit. E focarul pedepsit, da. Bun, și acum ghiciți unde vom merge. Vom merge la... Vinewood. Okay? Oh, ok? Exact la semnul acela. Pentru acolo avem un challenge, ok? Este un challenge special. Care o, va fi? O pedeapsă, dar nu o veți afla până când nu ajungem acolo. Adică aș strica surpriza până la urmă și văd că se face și zi în curând. Așa că, uite, că ne apropiem destul de rapid. Da, spuneți-mi voi așa ce credeți că o să fie, adică puteți să... Cred că mă pui să mă arunc în D-ul ăla de la Vinewood. Asta crezi tu? Nu prea. Așa, eu ușor. Cred că lași acolo și pleci. Da. Ok, asta e pedeapsă destul de bună, n-am ce să zic, dar nu, nici asta nu este. Doamne ajută, mulțumesc. Ok, hai să vedem. Zi focare. Hai, dă-te jos. Da. Dă-te jos, Luca Covric. Eu pe jos până acolo. Ei, pe jos până acolo. Hai, salut. Salut. Hai că nu mai ai mult.
Bă, am făcut asta special pentru că știți ce a făcut data trecută? M-a pus să mă dau jos, să mă urc pe Cilia pe jos. Da, da? Chiar da. Să ne înțelegem. Ok. Deci acum te așteptăm să vii. Te așteptăm să vii. Ok. A, mă, că stați așa că vă arăt eu acum. Dacă am luat revanșa. Hai, mă, urcă-te, urcă-te. Nu mai mă urc. Urcă-te! Pedeapsă să te urci. Dacă asta-i pedeapsă. Pedeapsă să te urci. Pedeapsă-i să te urci, n-auzi. Gata? Hai, urcă-te. E după tine. Și acum dă-te jos. Ok. Bun. Și acum... Dă-te jos. Da, așa. Dă-te jos. Gata, dă-te jos. Gata. Și acum e pe jos până la până sus. Apartament. Până sus! Până sus? Da, până sus. Sus. Da. Fii atent, pedeapsă până pe Cilia trebuie de aici. Mamă! Bine, gata. Episod de 24 de ore. Da. Frate, deci asta mi-a făcut mie el data trecută. Mi-a zis, nu, că tu te urci pe jos până, până sus pe Ciliad și nu m-a lăsat să mă urc ca lumea. Mă, tot punea să mă dau jos din mașină. Și pe aia nu mai aveam mașină, așa că gata, merită. Am urcat. Ai urcat? Bun, da, acum da. Trebuie să intri în mașină. Ok, intră. Îl ducem jos să urcă iar. Bă... Te eu, și cronometrăm. E o idee, da. Nu am să zic că nu e o idee. Facem challenge când scoate un scor mai bun. Este da. O idee, însă nu este acesta următorul challenge. Dar bineînțeles, voi dacă aveți challenge-uri și vreți să le dați, puteți să le dați în, în secțiunea de comentarii. Următorul e focarul, și focarul nu știu unde e. Nu, eu vreau pisica. Vreau să vreau pisica. Alo, dar ce am făcut eu așa grav? Deci stai, pe, vrei, vrei ca eu pisica să fie următoarea pedepsită? Da, vreau eu ca pisica să fie următoarea. Bă, păi și ce? Bă, nu știu, dacă votează, dacă votează deci... oamenii, dacă votează oamenii... Da. Să nu mă votați pe mine, să nu mă votați pe mine, că ați văzut că eu am fost cu mine. Deci nu știu dacă votează oamenii, însă... Următoarea pedeapsă... Dacă vreți să fie pisica. Următoarea pedeapsă... Este să intri în... Chestia asta aici. Aolo. Care e foarte creepy. Canalul da. Șobolanilor. Intră, intră. Și să te duci și să mergi încet. Mergi încet. Merg. Cu cât târlău, adică. Fii atent, trebuie să mergi încet. Și să ajungi pe partea cealaltă, ok? Dar fii atent că pe partea cealaltă o să te aștepte ceva șmecher. Da, așa. Să merg antena, că nu văd. Fii atent că pe partea cealaltă o să te aștepte ceva super șmecher. Hai, trebuie să te duci, du-te. Da, ești pe partea eu cealaltă. Eu iau ușor, eu haide. Iau ușor. Mergi ușor, mergi ușor, mergi ușor, că te așteaptă ceva. Special. Au ceva. Aolo. Deci nu cred. Ce s-a întâmplat? Ce ai pățit? Ce s-a întâmplat, doctore? Nu știu. A explodat așa, dintr-o dată. Wow! Nu cred. S-a închis imaginea. Nu cred așa ceva. E de resetare din fabrică. Hai. Intră, intră în mașină. Hai că ne-a poliția. A, să vină și poliția. Ce are? Turnale ăsta? Păi n-are ce să-mi facă poliția, uite, mă urc peste ei. A, am dat și bani degeaba. Cred că voi nu știți că eu sunt cu insurgentul, adică... Gata, am sunat. Voi ați uitat ce poate să facă mașina asta? Efectiv, mă urc peste copaci, uitați-vă. Reu s-a dat după radar. Bă, da, să mă vadă. Tu e confuz. Nu, pe aici e. Bă, nu, nu vă mai văd eu. Trebuie să vezi mașina. Da, că eu și mă pot ține după insurgentul cu cum. Bă, dacă nu vezi un insurgent cu crom pe el tot. Da, exact. Bă, da, păi eu nu trebuie să schimb ochelarii. Ochelari. Adică cred că trebuie să mergi la un control oftalmologic. La cum mergi tu cu insurgentul ăla, eu nu pot să mă duc cu mașina. Hai, te aștept. Dar și aia cred că e off-road, nu? Da, nu e off-road. A, mă, că e off-road, sau nu e? Race car off-road. Da. Nu, și mie mi s-a părut că știu că și la Porsche e un o variantă off-road. Da, de car, Porsche. Nu e off-road, dar nici chiar așa. Nici chiar așa, exagerat. Nici chiar așa. Bun, următorul challenge și unul foarte special, trebuie să ajungem pe aeroport, așa că hai să vedem unde este aeroportul. Care aeroport? Uite, chiar aici, aeroportul de aici. E chiar lângă noi. Eu avem o idee mai bună. Păi lasă că îmi zici și tu ideea ta. Ia zi-o, zi ideea ta, dacă se poate face în zona aici. Eu voiam la mină, să știți. Acolo, cum eram acolo sus, trebuia să mergi, cum luai ăla, dealul ăla, Luca să sară și era în aer. A, era în aer. Lasă că îți arăt eu ceva în aer. Opa. Și mai în aer, ok? Opa. Deci fii atent că pedeapsa asta o să fie la înălțime, să zicem așa.
O să fie o pedeapsă la înălțime. Dar mai întâi trebuie să ajungem la aeroport, așa că avem 2000 până acolo de mers. Ei bine, totuși că s-a făcut zi și e mai ok acum pe zi. Da. Decât pe noapte, dar până la urmă ăsta este sistemul din GTA. Știți foarte bine că nu aveți cum să decideți voi dacă e zi sau noapte, așa că atunci când intri pe sesiune și vrei să filmezi un episod, poate să fie zi sau noapte, n-ai de unde să știi. Și nici n-ai cum să schimbi. Ar fi fost tare dacă puteai să-ți selectezi tu, gen, băi, eu vreau să mă joc pe timp de zi, că nu-mi place să mă joc noaptea deloc, nu-mi convine noaptea. Și să poți să schimbi chestia asta, dar nu poți, din păcate. Bun, hai să vedem, imediat ajungem, nu știu cine trage. Eu. Nu, așa, nu mai trage, că dacă vine poliția după noi... Păi am dat blind eye la polițiști. A, ca să nu ne vadă? Da. Ok. Faza e că vreau să decolez cu un avion și nu știu dacă o să găsim unul. Dacă nu găsim unul, va trebui să comand. Ia să văd, mergem corect? Mergem corect, dar știi ce? Ar trebui să putem să stăm pe aici. Da, ești tu drumul. Asta mă uitam după GPS, dar practic e aeroportul chiar aici. Deci nu are rost, mai ales că avem și mașină off-road, deci e super ok. Și bineînțeles, dacă n-ați apăsat încă pe butonașul de like, ce mai faceți, ce mai așteptați, să zic așa, adică trebuie să vă apăsați chiar în acest moment. Mai facem o grămadă de episoade amuzante cu GTA și poate data viitoare pisica va fi... Cu GTA. Ce pisica, alu? Poate data viitoare pisica va fi cea pedepsită, nu știu. Nu știu dacă ea va fi sau dacă nu, dar avem avioane aici. Și Luca Covrigu va trebui să urce cu mine într-un avion. Nu pot să-l conduc eu? Nu, eu trebuie să-l conduc. Hai să vezi și de ce. Pedepsit. Gata. Păi, bă, nu pot să fiu pedepsit. Nu, l-a încăput și Remus. Da, aveți și pisica aici, cred. Da, mai încape, mai încape pisica. Ia, pisica, vino să vezi dacă încap, dar nu știu dacă încap sau nu. Ia uite, bă. Bine, conduceam eu. Aici suntem. Aici suntem la agenția de zbor, gata, infinită. Hai. Avem delay 4 ore, ia uite-ne. Okay. Ne cerem scuze, n-am avut avion aici. N-am știut că avem zbor azi. Zbor, da. Dar astăzi chiar avem zbor și chiar decolăm. În spate l-avem pe focarul mafiot. Și am decolat! Bine! Ia uite-l pe focarul, ce viteză are! Vine focarul peste noi! Bă, vezi că vine cu viteză, nu știu ce să zic. Te învârți în aer! Ok, deci poți? Fii atent, trebuie să ajungem peste... Deci challenge-ul e în felul următor, ok? Trebuie să ajungem peste nori. Deci mai avem așa ceva... Așa de sus? Da. Vai! Mamă! Și, în momentul în care noi ajungem peste nori, așa, tu va trebui să sari din avion și să ajungi în avionul focar. Și să intri în el. Nu știu dacă vei reuși acest challenge. Este unul nemai văzut. Este unul nemai auzit, nemai văzut. Dar hai să vedem. Deci trebuie să ajungem peste nori. Faza că avionul ăsta e un pic mai slab și nu prea se duce cât vrei tu. Da, că... uite, mi-e tot în cad în jos. Știu, trebuie să-l dai așa treptat. Că dacă-l dai prea cu nasul în sus, gata, se duce în jos. Deci să-l dai așa, mai treptat în sus. Uite așa. Ai focare, că avem același model. Și știi ce? Cred că aici e suficient, da? Hai. Ia. Poți să dai săritura deja și să te văd. Ești direct în avionul lui. Ala focarul. Hai, du-te în avionul lui, du-te. Du-te. Nu te-ai dus, tai parașuta, trebuie să tai parașuta. Gata, a tăiat parașuta. Focarul n-a colaborat. Și acum îl luăm din nou în avion. Hai că îl mai luăm în avion. Dacă să te luăm noi. Bun, hai să vedem acum challenge. Deci challenge-ul pentru noi. Să aterizăm invers. Deci, ia. Și să nu explodăm. Bine, acum, na. Acest lucru... Ești pregătită, s-a pus pe fund. Acest lucru nu știu dacă e chiar posibil. Aoleu! Aici se face aterizare fără întârzieri. Da. Cu turbulețe. Mai sus. Bă, taci din gură că aterizăm. Bă! Ia uite! E pro player, măi, ia uite! Hai că nici n-a luat foc. N-are nimic, scoate extintorul. E ok. Bă, ai mai văzut aterizare invers? N-ai mai văzut. Sau cu zăpadă. N-ai mai văzut. Da, oameni buni, acesta a fost episodul nostru de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul și de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa!